Conta pensionară, în sumă, peste 1,7 milioane de lei, pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară impuse pe fondul epidemiei de COVID-19. În context, autoritățile au făcut din nou apel la respectarea măsurilor de siguranță sanitară pentru a limita cât mai mult posibil răspândirea coronavirusului. Amintim că ieri au fost raportate 1231 de cazuri noi de COVID-19.